Învață-mă calea Domnului. Povestiri pentru copii de D.L. Moody. Grăbește și puneți la inimă aceste cuvinte. Apărați fortul, căci vin. Pe când călătorea prin sudul Statelor Unite, generalul Sherman a lăsat câțiva soldați care să păzească rațile dintr-un fort din munții Kennesaw. Generalul Hood a atacat fortul, iar lupta a fost crâncenă și a durat destul de mult timp. Jumătate din soldați au fost fie răniți, fie uciși. Iar generalul, care se afla la comandă, avea 7 răni grave. Trupele erau pe cale să se predea când generalul Sherman a trimis un mesaj prin semnalele transmise de pe munte. Apărați fortul! Mă apropii! Semnat W.T. Sherman. Mesajul i-a înflăcărat pe soldați. Au apărat fortul până când au sosit întăririle de la 15 mile depărtare, salvându-i astfel din mâinile inamicilor. Ca și creștinii, nu trebuie să uităm faptul că Mântuitorul nostru se află la comandă și că El va veni. Suntem chemați să apărăm fortul, să continuăm lupta, căci El vine. Învață-mă calea Domnului. Ați ascultat povestiri pentru copii de D.L. Moody. Nu uitați, viața cea mai frumoasă este viața cu Dumnezeu.